Dragii noștri, familia noastră a fost reîntregită în luna februarie prin ajutorul lui Dumnezeu. Totuși, această reîntregire n-ar fi fost posibilă fără ajutorul dumneavoastră arătat în toate felurile. De când ați știut de necazul în care ne aflam, iubirea arătată pentru noi a depășit orice înțelegere omenească. Lucrarea Domnului Isus pe acest pământ se duce și se vede peste ani și timp, și nimic nu o poate împiedica atunci când este hotărârea a lui. În toate mesajele transmise ne-a spus că suntem o familie unită, suntem familia Domnului Isus. rămânem până la capăt cu voi și pentru noi astăzi este un capăt binecuvântat pentru că Lea a dormit bine acasă, iar pentru prima dată s-a trezit singură și plină de gingășie a început să strige cu glas dulce, mami, mami, și ne-a sărit în brațe. Vrem să vă mulțumim tuturor pentru susținere, dar în special tinerilor și adolescenților, care ne-au dat curaj cu zâmbetele și voioșia lor când au participat la proteste, dar și în multe clipuri video de încurajare făcute pentru familia noastră. Sunteți prețioși și frumoși înaintea Domnului. Cu multă recunoștință, familia Furdoi. Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Știrile Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro